Ele cred că toate s-au întâmplat într-o zi. Te-ai văzut cu el și l-ai întrebat, te-ai sărutat cu ea? L-ai văzut, da? Da. Nu înseamnă că a fost cu o zi înainte cu ea și după aia cu tine? Și după aia încă o dată cum ești, după aia au sunat, așa a fost. Nu, nu ne-am mai văzut, nu ne-am mai văzut. Nu, da, o dată atunci. Nu mai înțeleg. Dar eu nu știu ce e așa. Da, mă, deci s-a sărutat când a fost la bowling sau când a fost la restaurant? Nu știu, fată. La restaurant, la restaurant ne-a sărutat. Bine, și ce e mai greșit? Tu care știai că ea s-a... Bă, frate, am aflat a doua zi când eram cu el. Tu, dar tu ai zis el că ne-a sărutat și vrea să mă cunoască exclusiv. Bă, nu ți-o convins și ai încercat să-l răscolești. Despre asta vorbesc. Eu am încercat pe el să răscolesc. Da. Era bună mie. Ah, în seara aia de ea. Când era și ideea. Soara asta... Exact, în seara aia când era și ideea și aia. Un rigi în continuu. Laura, ce te întreb? Tu ne-ai spus la masă, eram cu Deia și ne-ai spus la masă. M-am întâlnit cu ești, am întrebat, te-ai sărutat cu Denisa? Pentru că mi-am dat seama, între timp, că s-o văzut cu ea. Înainte se vadă cu tine. Și ți-am zis, asta îi zic, eu zic, mă, așa făceam și eu când ieșeai cu rost. Dar și eu îmi dădeam seama cu... Îți amintești când am zis? Ia uite înainte, mi-am dat seama singură. Și ce legătură are asta că v-am spus? Bă, frate, am ieșit la masă cu el și mi-a spus că să sărută cu ea. Pum! Pentru că tu l-ai întrebat. Păi nu-i pum, frate, nu-i pum. Pentru că mi-a intuit în capul meu. Nu-i pum, pentru că după tu ai încercat să răscolești și nu ți-o convenit. Ela, chiar să mii cu Mariana, sincer. Îți spui, am bit așa, cu Mariana, te duci pe un subiect, așa nu mai înțelegi nimica. Nu, deci își spune, am bit așa să... Nu că vorbim, că nu răspuns concret și că nu-ți fie adevărul. Știu că n-ai sentimente pentru ele, ai numai pentru jador, în exclusivitate. Draga mea, nu mă încurc. Mai ții minte când ai spus ei că fata e bolnavă și că e pastile? Mai ții minte? De cine? Ba, nu mai și dacă am zis, dacă am zis ce? Dar eu am zis, mă, fată. Fată. Și dacă am zis ce? Nu mă mai legat pe mine, vezi, de relația ta. Și dacă am zis ce? Cu coasă care. Ba, ce frumos. Asta unde e jignirea tu? Ce bă, pe deasă? Nu mai știu pe mine, nu știu ce te crezi. Dar care e jignirea, mă, fată? Frumos. Ia. Dar de ce pastile vorbești? Nu ești mucoasă. Vorbim afară, vorbesc, asta e inimă. Iacule, ce ai făcut tu, Iacule? Iacule? Ce de obsedată deja. Ai agitat femeile? Iacule? Curge saliva de obsesie. Asta e pârnică. Băi, care fată să mă apropie de mine, o aștept cu cureaua, nu mai, gata. A, lasă că mai bine ce pastile iau. Nu zici. Ce pastile iau? Azi încolo să cel mai cu minte băiat. Vrei să deschid acum subiectul emisiunii? Să nu e vorbesc din afară, ce poți dormi. Nu e pastile ca să poți dormi. Tetele, inimile. Iancu, știi de ce știa? Că ascultă la ușa mea, de aia. Când deschid ușa, o văd pe el acolo, l-am în fața ușii mele. Cum a spus ușa? Așa a fost, nu mai recunoaște dacă merele sunt acolo. Dumnezeu. Andreea, Dea era cu mine, poate confirma sau nu, dacă la vrea, întreabă ei. Au ajuns chiar halo la sânta. Nu mă cred că a ascultat la ușa, a zis așa. Eu vă zic adevărul, dar cine vrea să creadă, să creadă cine. Eu dat așa subtil, ca și cum, că știu că te-ai văzut aseară, că te-ai pupat ceva, deci să mă încerce. Și eu i-am recunoscut, exact ce a fost, ne-am văzut și ne-am pupat, i-am spus. Ne-am văzut și ne-am trebuit să pricep, că e cam greu un pic. Ți-am spus ăla, nu? Da, eu știu, măi, dar nu te lege, mă spun aici, mă învârtele cum vor, am într-o dată Bianca cu Denisa, chestii. Da, să cred să culă de și jocurile lor. A toate. Adică nu m-am ascuns că nu niciun joc, tu faci jocuri. Tu, fată, tu înțelegi că nu-mi trebuie, ești, fiți fericit. Mulțumesc, până nu-l mai atingi atunci. Auzi, auzi. Gata, ne stai cu cureaua pe fetele, care lasă-mă. Unde ești, fata? Ce ți-am zis, prietene? Ia. Maica, stai cu cureaua care vrea să mă atingă. Iubire! Camera, poți să mergi să discut un pic cu Iancu? Poți să mergi să discut un pic cu Iancu? Da? Ela, în acțiune! Ce conversație incendiară urmează să fie în grădina Casa Puterea Dragostei. Nu opriți-o pe Bianca, vorbesc la mult cel mai serios. Vorbesc la modul cel mai serios din respect. Pentru doamnelor și domnilor, trebuie puțină intimitate la acești doi. Te rog de suflet. Poluare tonică, închide ușa. Să nu-l atinge, să nu-l atinge. Na, na, na. Trebuie să discutăm. Gata. Să nu-l ții de mână. Hai mă, dă-te încolo, stai, nu știu că dacă era, îl țineam. Uite, țin cureaua lângă mine în caz de orice. Ascultă-mă, vreau să vorbesc ultima oară când noi doi mai conversăm, pentru că văd că nu-i respect. Bun. Eu nu te respect? Nu știu cine... Știu, eu te respect oricum. Adică nu mi-ai făcut nimic să nu, nu dar e urât. Înțeleg, încerc să mă explic de 5 ore acolo. Da, și eu vreau să închei subiectul ăsta. Și mi se pare, Bianca, parcă e mai afectată ca și Denisa. Eu nu știu ce am, nu știu, că ați văzut voi... Probabil că Bianca are ceva cu tine, asta nu, bă, asta e, nu-i, e normal, asta este, nu-i treaba este, mea. Este, nu mai multe lucruri, e normal, se vede, e vizibil, logic. Nu, de când am intrat în emisiune și am fost în...
undeva sus a început concurența asta, am dat seama să fii fericită, nu o să mă bag niciodată peste ea, trebuie să înțeleagă că suntem oameni și socializăm, nu trebuie, eu sunt mai sociabilă, dacă nu e capabil să înțeleagă, îmi pare rău. Bun. Vreau să lămuresc atâta, că și o lămuresc aici pentru că în camera, în casa fetelor nu s-a putut auzi, o mai lămuresc o dată cu omul ăsta pentru că era fost de față. Da, vorbește prea care. Bun. Faza cu sunatul, ne-am sunat reciproc, corect? Da, foarte greu, a fost. Ba, odată n-am avut semnal, cred că ne-am sunat de vreo 5 ori că nu funcționa. Da, mă, dar ce-am spus? Bă, cum să se scoată, mă, da. Ce? Bă, dar nici acum n-am ascultat. Da, dar nu poate așa ceva, că eu sunt disperată după nimeni. Eu am vrut să fiu sinceră cu tine, că dacă vreau, ne juca. Cum nu poți? Ce preferi? Da, ți-am spus și eu ție, uite, am ieșit cu Denisa și... Preferai să fie... Nu vrei să te duci. Corect, am zis, da, dar să te duci tine. Nu vezi că poate lămuri cu ea. Bun, ce... Ce așa, bun, vreau atât să spun, pentru că să se dea măcar de aici material, pentru că acolo nu s-a putut da, pentru că a intervenit Bianca ca de obicei. Ne-am văzut, cum a fost? Prima zi ne-am văzut la club, da? A doua zi noi am vorbit un pic pe mesaje. A doua zi n-am mai vorbit, ține minte. Deloc? Nu știu dacă deloc, dar chiar nu am vorbit. Ascultă-mă, nu, a fost mai sunat. Sau poate puțin de tot. Eu știu, nu știu dacă a doua n-am sau trei zi. Deloc, a doua. Nu, are a doua sau trei zi, că n-am știut că o să fim puși în penibilitatea asta. Că nu, mă, țineam noi, cont și memoram după tot. După ce am ieșit la club și așa și nu s-a întâmplat nimic între noi și... Doar, no, vedeam că oarecum nu se prea poate întâmpla nimic între noi. Eu am dat mesaj Denise să ne întâlnim. Eu i-am scris. Okay. Pentru că așa am vrut să-i dau o șansă. Nu m-a interesat. Eu vreau să zic că m-am dus la ea în cameră, fata aberează foarte mult, că eu gen m-am dus și am ascultat-o la ușă. În viața mea n-am ascultat pe nimeni la ușă, cred că când am auzit-o pe Mariana să văd cum mă jură. În rest, da, n-am ascultat-o. Cred că n-am ascultat aberează, la ușă. Iartă-mă că aberează. Eu n-aveam de unde să știu, n-aștiu că voi, ei doi, ele o să vorbească, că voi doi să vă pupați. Eu nu știam, nu intuiam ce aveți voi. Eu am intrat pe tine de limba a treia zi. Eu chiar am crezut a doua zi. Dar oricum spuneam, bad, că fără să mă întreb, că nu mă feresc. Da, frate, dar asta zic că fata aberează, asta încerci să zic, și chiar îmi pare rău. Bă, avem pretenții la ea mare, 25 de ani și... Nu aberează, e chiar asta o crezut din moment ce te-o găsi la ușă. Să stau eu, frate, la ușă, să ascult. Vadă, frate, că îmi stai la ușă. Normal, nu zic eu că îți ție în caracter. Nu îți ție în caracter, dar și tu să găsești pe Mariana la ușă, asta zice, am ascultat la mine. Da, dar eu n-am fost la ușă, eu am bucănit. Dacă fata nu mai ține minte, pare rău, să n-are pierdere de memorie. Eu m-am... Bine, asta n-are importanță. În fine, nu știu cum am bucănit la ușa, am intrat, zis că telefonul meu nu e aici, ea se pregătea și de ea nu era îmbrăcată, asta era îmbrăcată, tot aranjată, zic, bă, sigur iese în oraș cu băieții. I-au zis că iese la club cu Andra, Bogdan și cu Deia. Interesant, zic, da, și cum e data. Noi, să ne întâlnim. Nu, vreau să zic așa, cu tot. Bun. Ați vorbit, nu m-a interesat că chiar nu intuiam, nici nu mă deranja și nici nu a fost gine știe ce, pentru că noi n-aveam nimic. Eram gen apropiat și cam atât a fost. În cunoștință eram. În cunoaștere eram. A treia zi cum a fost? Da, ideea e că m-ai sunat, aduți aminte că eram pe cameră, erai la cafea. Aduți aminte că erai la cafea. După ce am întâlnit-o cu Denisa, eu nu ți-am mai scris, ție nici nu te-am sunat. Tu m-ai sunat pe mine. Da, dar m-ai sunat cu o zi înainte. Cu o zi înainte și mi-ai spus să mergem pe Bosford. Ricardo, cred că ar trebui să știe, eu nu mai știu exact când a fost a doua. Dacă tu nu-mi trimiteai mesaj după ce am întâlnit-o cu Denisa, eu nu-ți mai trimiteam ție. Adevărat. Ok, probabil. Și tu mi-ai trimis? Pentru că a doua zi ne-a spus să ne vedem pe Bosford sau așa. Am vorbit cu de Bosfor, nu știu. Vezi, nu ți-mai aduce aminte. Vezi, ba da, vorba pe Bosfor și după aia la Bauri. Ce cu vaporul? Eu de vapor? Da, mă, așa a fost vorba. Nu știu cu cine ai vorbit de vapor. Cu tine am vorbit, măi. Mine de vapor, am toate mesajele, n-aș ști. Dar nu cu mesaj, am vorbit pe FaceTime, era la cafea. Aduți aminte, chiar era la cafea cu Ricardo, cred. Ok, am vorbit să mergem pe Bosfor și... Da, ba da, că ține minte, Roxana, chiar am îndouă un pat, ține minte. Și am zis, bă, ăsta așa de peste, parcă nu m-aș duce, n-am avut trage și nu m-am dus. În ziua în care m-am întâlnit eu cu Denisa, deci că am vorbit noi să mergem da, pe Bosfor. Da, înainte. I-am zis și că tu ai ceva personal cu ela, e adevărat? Și da, ai tot dreptate, așa o lui. Pe tine te vreau și nu știu cum. Dar nu vreau eu. Văd că nu o place, eu cred că o place pe Roxana. E ceva greșit, ai vreo problemă cu asta, că nu înțelegi. Păi nu, pe stai așa, eu am pus niște chestii pentru... Da, așa, poți să le faci și fals. Că tu ce faci aici? Faci materiale cu Cătălin, vrei să te minți? Măi, tu vino să ne dai lecții. Manuela, tu simți că te place Filip sau nu? Ceva acolo este din partea lui, dar nu pot să-mi dau eu seama în două zile dacă chiar mă place sau nu. Dar te place mai mult Filip sau Marius? Ricardo. Ce ai spus tu Filip, că e de seamă cu mama ta? Dacă tu o lauzi că e cea mai frumoasă, nu știu cum ai stat așa urât tu. Te-ai văzut cu Jador la Londra? Nu, eu cred că da. Bag mâna în foc. Nu ne minți, nu? Nu vă mint. Dacă el zice că v-ați văzut, ce faci? Asta este, la lume. Jador, dar de ce nu te-ai văzut cu Ela la Londra? Nu mai vreau să-i văd fața.
De ce? Da, așa. N-a vrut să se vadă cu tine? N-a venit. Da, ai chemat-o acasă? Da, nu e locul eu acolo. Ai preferat să o găsești pe Ela tot aici peste 30 de zile sau să vin acasă să încercați această relație, să vedeți dacă merge? Nu mă deranjează prezența ei, nici acolo, nici afară, mi-e indiferent. Bianca a spus că, bă, deci cu fata asta nu o să mai vorbesc nici măcar 0,01 cuvânt, că bă, nu știu, de Bianca nu mă interesează din ce văd eu are ceva cu tine personal, da? Da, da, e, vezi că nu... te-a inclus și pe tine și m-am însăturat de subiectul, că acolo nu pot să țin o discuție. Bă, vin și vorbesc cu tine pentru că văd că sper cu tine. Și din ce am văzut, cam toate fetele au ceva, dar nu știu ce au cu tine, sincer. Este normal să ai, bă, uite-te un pic, fii smart, este normal să ai. N-am nimic, nu este vorba de asta, dar este normal dacă... Nu înțeleg, adică... Nu știu, astea sunt chestii ale voastre. Nu sunt o concurență aici, că până la urmă suntem într-o competiție și asta cred că... Asta e cel mai... Cât ar vrea toată lumea spună... Știu, că văd că se... Adică mă atacă din orice. Din orice sunt atacată. Dacă stau și vorbesc cu tine, îți furg agiu. Păi suntem într-o casă, în fața camerelor. Păi în spatele camerelor. Da, mă, n-am fi proști acum. Zice, mă, că tu m-ai căutat, că tu mi-ai făcut, că tu mi-ai zis, că tu mi-ai zis. Nu, frate, am fost reciproc. Am spus, mi-ai plăcut. Adevărat. Punct. N-am putut, au revenit niște resentimente. Nu vreau să-mi bagi de tine și chiar mai cu bun simt. Întâmplat, ce? Trebuia să joc aici, să joc alte cupluri care au fost înainte sau cum să fac? Nu, frate, n-am vrut să-mi bagi de tine. Nu, dar... Mai vezi, dau cu cureaua. Nu, măi, dar murăm de nervi acum. Și am zis că vreau să vreau ca să te atingi, nu te atingi de el. Băi, că sunteți într-o casă, mă. Ianco, o zis și că tu ai ceva personal cu Ela, e adevărat? Nu o zis că am ceva personal, cu că fetele, nu... O zis, mă, o zis, eu cred că ea are ceva personal cu tine. Am zis că cred că este asta. Nu, el a zis, nu. Ce-a zis el? Că eu, mi-e frică, că eu știu că lui i-a plăcut foarte mult de ea și mă tem să nu mai aibă sentimente pentru ea și iar zic să stea la distanță de ea mai mult, mai tare ca orice altă fată din casă. Deci la asta au zis ea și da, e tot treptate, așa e. Și nu trebuie să exagerăm, că în urmă ce a fost așa mare brânză. Ei nu au avut un cuplu, noi nu am avut un cuplu, ne-am cunoscut. Asta e, formăm de două zile un cuplu și nu vrea să stea ea aproape de el. Cer așa mult? Nu. E cuplul meu, asta îmi doresc. Dar nu ca și cum noi am exagerat. Adică voi ați avut. Nu, dar nu mi se pare ceva de speriat sau ceva de blamat. Dar tu te-ai speriat și tu te-ai supărat că o dansa cu Iancu, nu noi. Cine? Ea? Păi nu, Bruna. Normal. Păi de asta zic, dar atunci de ce zici că hai să nu exagerăm? Dar tu ai făcut, nu noi. Nu, păi, părerea mea, nu mi se pare ceva ieșit din comun să am așteptarea asta de la el. Să stai de partea de ea. Atunci a schimbat subiectul că nu-i interesant. Să vină Andreea Pirui. Mă duc. Hă? Mă duc, nu stau, cheamă altă fată. Ce? Mă duc, cheamă altă fată. De ce? Dar chiar cheamă altă fată acum. Nu știu. Păi e adevărat, la nervii care îi ai. Păi... Lumesc! Ce faci? Hello! Ce faci? Eu? Am văzut că ești cam nervoasă. Ce-am ținut cu Mariana? Hă? Ai văzut cum am ținut cu Mariana? Nu, s-auzi de aia, gen... Când am urcat. Ce faci? Mă certam cu Mariana. De ce? Că am mâncat un strugur. Din cauza de fapt, am mâncat struguri, eu cu Roxana. Și au zis să-i dau ultima bobiță ei, dar eu am crezut că mai are în frigide. Și atunci am zis... Mănânc eu. Mă, ce frumos e tot! Lăsăm să ascultăm ce se petrece acolo jos. Da, lasă-te. Bă, dar schimbat. În prima săptămână am zis că nu prea vorbeai. Da, măi, a fost o săptămână foarte nașpa. Și de-aia am și ieșit. Dacă intram așa din prima ca... Mă, în forță. Era altceva, știi? Dar, na, am avut și eu emoții ca la început, prima săptămână. Și ăștia nu te-o dau șansă. Nu, m-a zburat imediat de drum acasă, mă. Dar uite ce noroc ai avut. Nu cred că s-a mai întâmplat cu niciun concurent. Da. Noroc, vezi?
De la Dumnezeu. Mă iubește, mă iubește, mă iubește. Da. Mă iubește. Și revenit în apel. E o șansă, este o șansă, într-adevăr, chiar este o șansă. Bă, sincer, îmi place cuplul lor, Dea și... Cine? Iar? Da, sunt frumoși. Momentul de față. Plac de ei. Știu, eu îi țin în teste 2 ani ca să-l cred părinte. La cât a făcut? Noi, mă, că l-au liniștit acum, e gata. Băi, dăm voie să... Să am așa o mică doză de... 2 ani. De reținere. Auzi, da, așa simt concurența. Arsul Peroxis, care e vorba. Casa asta. Ui, 2 ani. Te bate tare inima. Așa bate concurența aici. Care a fost cea mai lungă relație ta? Am avut ultima relație un an de zile, care a durat tot un an de zile. Acum s-a terminat, știi? Acum, gen un an de zile, să zic. Da, mi-am cam pierdut încrederea așa. În femei? În femei. De ce, te-o înșela sau ce s-a întâmplat? Nu că m-a înșelat, dar nu... Când vezi că nu e ce trebuie așa avea pentru tine... Bine, era și mai mică ca mine, adevărat. Avea nici abia împlinit 18 ani. Așa. Și nu aveam așa... Pe mine m-a atras foarte mult fizic, știi? Sentimente nu erau? Bă, da, mă ghid, dacă bineînțeles, am stat un an de zi, ai văzut vorba aia, te înveți... Te obișnuiești cu un câine. Da, 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 apoi cu un om, știi? Da, și... Și când am început să țin într-adevăr la așa, atunci am văzut că nu e ceea ce căutam, știi? Păi eu zic, Denisa, că nu poți să treci în spatele camerelor pe lângă Iancu fără să-i faci ceva, fără să-l piți și fără să-i faci ceva. Așa e, așa e, Iancu, de câte ori? Așa era, dar acum nu cred că mai e cazul. Dar de mult nu mai e. Da, mă, nu e. Păi, într-adevăr, m-am dergat pe aici, adică vedeați totul, nu e ca și cum vă jucați, dar nu... Acum deci nu mai cazul. Acum, că nu avea relație, l-am cunoaștere. Asta zic. Dar nu avea nicio vină, nici el nici. Nu aveți niciunul. Numai eu au zis că nu te poți abține când treci pe lângă el. Iancu, dar de... stai un pic. Deci acum, pentru că a fost o joacă, loc, a fost un joc. Dar dacă pe ea deranjează, mai fac nici jocuri de-astea, că ține mult cont de ce spune. Chiar de când a plecat Jador, chiar de când a plecat Jador atunci, nu știu cum să zic, nu ne-am alergat pe horror, nu ne-am... Cred că a fost într-o zi în care te-ai oprit la machiaj și ai văzut. Da, păi eu din adins de când a plecat nu voiam să fac nimic cu tine, ca să nu se înțeleagă că eu, gata, numai că a plecat el pot să am ceva cu tine. Nu am vrut să fac nimic. Nu, dar lucrurile se interpretează și da filme, alții ce visează, nu apă zic aici în TV. Asta, da. Pe TV. N-am nimic, dar sunt foarte rău tăcioasele unele fete, eu văd, adică mi-e șocat. Și eu văd, dar nu înțeleg de ce. E normal. Doamne, bă, bă, dacă vii și stai lungul pe aia, te zi spită, gata. Mama, da, e spită, n-am voie să mă uit în ochii ăștia. Dar Iancu, ca să închide toată povestea, ar putea să spună că nu-l interesez sub nicio formă și gata. Da, pe asta și zis, frate, văd de ea, subiectul cu el l-am închis și gata. Minți, dragă, minți. Dar pe să nu ia la nu te-ai mai jucat cu el de când a plecat Jador? Auzi și tu. N-ai scăpat de legă la aici. Doamne, ferește. Cum să mi-ai stufat? Nu mă interesează ce zici tu. Dar măcar nu mai minți. Ai zis ceva? Eu măcar singură când... N-am auzit. Vorbește cu Livian. E mai important pentru tine. E iubitul tău. Nu? Noi vorbim telepatic. Bine. Iubire. Ce? Am înțeles. Te-a zis ceva? Bine. Roger. Roger, de. Denisa, ești pe acolo? Mayday, aici, mayday. Aici. Da, da. Te-am zis. Te iubesc. Denisa, nu te văd. Aici. Doamne, unde? Am auzit de conversația voastră. Mă bucur că ați clarificat și exact așa e cum ai zis. Chiar Denisa, am... tu chiar crezi să o jucat săptămâna trecută? Da, cât de cât am clarificat. Băi, nu mă interesez de când îți iau cu el într-un cuplu. Da, dar vreau să fac. Că nu mai mintă. Noi am vorbit și am clarificat. Nu mai are rost să... Stăm să ne amintim ce a fost săptămâna trecută. Da, mă, fost a trecut, s-a dus. Nu mințim. Prezentul contează. Copiancule, ce ați vorbit voi? Denisa, bine și am dat. Băi, m-auzi? Dreptate, chiar am zis, bă, frate, da, exact așa a fost. Denisa, uite care e faza. Nu știu dacă din câte mai cunoscut și nu mă mai interesează, dar răspund atâta. Dacă vreau să te asigur că nu, dacă tu te-ai băgat și ești el, fericit, vă rog să... Da, Ela, dar tu știai că suntem într-un cuplu și mă deranja că ai făcut chestia asta. Denisa, lucrurile astea, că nu înțeleg. Eu ți-am spus-o frumos. Denisa, ce te-ai jucat cu mine și o să... Te-o deranjat? Te-o deranjat că pe l-o atins acum la păiat? M-o deranja că... Că l-o atins acum la când... L-o luat de mână și s-a dat așa în ochii la... Denisa! Să încerce să-l răscolească. Auzi, Denisa, ce... Ela, când a venit în casa fetelor, l-o atins pe Iancu, te-o deranjat? Băieții. Denisa, tu trebuie să ai încredere în tine, prima dată ești om în mine. Exact, da. Bun, da, băi, Iancu, eu am o curiozitate. Nu-ți faci idei. Iancule, trecutul-i trecut, dar astăzi la machiaj ce căutai să te joci cu Roxana și cu Ela? Stai cu minte, mami, că am trecut pe acolo și ăla m-a luat, că vai, că ce ai vorbit în emisiune, ce am vorbit, ce-a fost? Ce s-a întâmplat? Și m-a luat de gât, am luat-o și eu de gât, s-a luat-o și pe Roxana de gât. Ela, m-auzi, Ela. Și te luam și pe tine de gât, dacă mai se teme pe acolo. Îți dai seama, vise.
Stai cu deci minte, că te iau frumos, dacă cu cureaua te strâng pe tine decât. Păi hai, vino. Tu stai liniștită, că nu și e cazul. Și Manuela, tu nu te mai băgau rânul fierbe oala. Să nu se mai repete. Vezi de aici diamanții tăi. Poftim? Vezi de aici diamanții de iubiții tăi. Ca să pot să am amant. Știi ce e la amant? Ca să am amant, să am iubit. Nu am nici măcar un iubit. Când îl vezi să nu-l mai fiți. Pentru că ai înțeles ăla. Cei care te simpatizează pe tine. N-ai nici inel. Am privit un inel. Dacă nici dori, faci și tu, să vadă. Iubirea mea ești numai tu. Dar ce mi-ncălzește sufletul. Pune-ți și cu mine. Cu mea, din cauza. Cine? La cine Denisa, te pun, mă bucur că ai înțeles despre ce e vorba. Și că nu e supărată, că n-ai de ce să fii.